Primăria Municipiului Călăraș, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului cu titlul Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din Municipiul Călăraș, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 2,52 milioane de euro, din care contractul de lucrări a fost de aproximativ 1,6 milioane de euro, iar restul reprezintă contracte pentru servicii de diriginte de șantier, asistență din partea proiectantului, marketing și promovare, informare și publicitate și alte dotări. În afară de contribuția de 2%, Primăria Municipiului Călăraș a cheltuit aproximativ 50.000 de lei din bugetul local pentru achiziția diverselor materiale și a altor dotări care nu au fost eligibile a fi achiziționate prin proiect, dar care sunt necesare funcționării Centrului Cultural. Da. Ne bucurăm că ne-a sprijinit și continuăm de vom colabora. Deci aici ne aflăm în biroul personalului, care este și un birou pentru un altfel de atelier. Spre exemplu, aici avem un scanner foarte performant, cu care putem scana de la cadre negative pe 35 de mm până la afișe format A0, la o rezoluție foarte bună. Ca exemplu, pot să vă spun că un fișier pe sticlă poate ajunge la 1,5 GB fișierul și respectiva imagine poate fi proiectată pe peretele unui bloc. Aici avem un aparat care este, după știința mea, unicat în România la ora aceasta, este un gravator cu laser, importat din Statele Unite, marca Glowforge, și mă refer gravator, marca Glowforge, nu orice fel de gravator, mai sunt gravatoare, și o imprimantă 3D. Toate acestea vor aduce în atenția publicului și a turiștilor suveniruri marca Municipiului Călăraș, Primăria Municipiului Călăraș. În această sală am început prin expunerea unor cărți scrise de autori călărășeni și vom continua cu expunerea unor portrete ale personalităților călărășeni. Prima femeie medic din România, un inginer structurist, Dan Mateescu, un liceu de la noi poartă numele, un mare criminolog, să spunem, Dele Stanciu, Bănescu, mare bizantinolog, și lista va continua. Aici este sala botezată Hub Conectare Umană. În această sală de mini-ședințe, cu aceste scaune pe care nu cred că le-ați mai văzut undeva, se vor ține mini-conferințe pe tema dezvoltării personale, pe tema informării anumitor grupuri. În special ne-am gândit la liceenii care încearcă să găsească o cale. Să venim în completarea liceului și a familiei cu informații legate de viitorul lor. Vom invita specialiști care să-și prezinte experiența și din care tinerii să se informeze și să se inspire. În spate este o sală mai mică, o parte tabulatoare, care vor fi legate la biblioteci digitale, ca doritorii să vină și să citească sau să descarce cărțile de care au nevoie. În 2016, când am început, să spunem așa, ideile de realizare a acestui proiect, am avut alături câțiva prieteni, Răzvan Iremia, Răzvan Plândir, Cosmin Meleacă. Fiecare a dezvoltat ideile pe partea lui de pricepere și de meserie. Răzvan Iremia a venit cu colecția de aparate foto, care este expusă. Răzvan Plândir și-a adus contribuția la ceea ce înseamnă scaunele pe care le-ați văzut în sala de ședință, pentru că sunt niște pupitre autonome folosite în Statele Unite în sistemul de învățământ. Înlocuiesc băncile și pupitrele cu care noi suntem obișnuiți. Dacă o să le căutați, pe o să vedeți că ele au început să fie implementate în Statele Unite, în aproape toate școlile. Iar Cosmin Meleacă a fost cel care a luat bucată cu bucată ceea ce înseamnă pregătirea atelierelor de hârtie și legăturie carte, pe care o să le vedeți mai sus. Sală vor fi expuse realizările celor care lucrează în centru. Adică, ce se realizează la foto-video, se expune aici. Ce se realizează sus la desen, se va expune aici. Pe lângă aceasta, vom aduce și expoziții temporare pentru a
dezvolta călătorilor și alte abilități și a le aduce și alte informații. Adică să nu rămânem doar la noi în curte, să vedem ce se întâmplă și în alte curți, pentru a fi informați. În spatele meu este, să spun, inima plămânii, rinichii acestei clădiri, este punctul termic, să-l numim generic. Dar, ca noutate, este sistemul. Este sistem pe pompe de căldură, este prima clădire publică din municipiul Călăraș, climatizată cu așa ceva. Sunt executate 10 puțuri la 120 de metri adâncime în jurul clădirii. Prin aceste puțuri, în sistem de buclă, circulă un agent termic, un antigel, care este încălzit sau răcit în funcție de sezonul exterior, vară, iarnă. Temperaturile sunt absolut în regulă, adică pe timp de iarnă am făcut proba și este foarte bine la interior. Urmează partea de răcire, când vom schimba pompele de refrigerare, să spunem. Pentru că este o clădire publică și normele prevăd accesibilizarea clădirilor publice pentru persoanele cu dizabilități, a fost prevăzută, dacă ați observat, pe exterior o platformă liftată, iar la interior este lift și încă o mică platformă liftată ca backup pentru atunci când celelalte două nu funcționează. Pe baterii totul este verde, să spunem. Din această cauză, de la ADN se poate spune că a primit puncte și pentru că a implementat această soluție și că a respectat prevederile, să spunem, caietului și ghidului solicitant. Dacă vă uitați în fotografii, vă dați seama cum a fost. Cum a fost. Fotografiile sunt exact din această cameră. Și ce vedeți aici în stânga, după ce s-a făcut curățenie. Pentru că noi eram undeva la aproape de metri și datorită variației căldură, îngheț, dezgheț, pereții au fost măcinați. Au fost necesare plombe, au fost necesare subzidiri. Placa pe care stăm noi este a doua, mai există un radier de desubt la un metru adâncime. Au fost făcute injectări în pământ pentru stabilizarea solului cu bentonită. Pot să vă spun că le-am văzut cum funcționează, pentru că injectările au fost făcute înainte de turnarea radierului, iar prin săpătură s-a ajuns la ele. Deci erau piatră, pur și simplu. Deci clădirea este stabilă din punct de vedere al înclinărilor și al problemelor de sol. La exterior o să vedeți că este un perete strâmb. O să ziceți, oare de ce? Pentru că așa s-a așezase clădirea și restaurarea nu a însemnat decât să vină să completeze cu zidărie, nu să o îndrepte. La fel și la interior, să vedeți că sunt pereți strâmbi. Nu sunt strâmbi pentru că nu au fost făcuți drepți de către muncitori, ci pentru că s-a respectat o tehnologie din restaurare care înseamnă să respecti clădirea și să faci încărcăturile necesare. Dacă scrie acolo 10 cm de tencuială, tu faci 10, nu îndrepți la 20 ca să faci peretele drept. Aici este atelierul de hârtie și atelierul unde se va face și legături de carte. Avem scule, avem materiale pe care le vom folosi în următoarele luni. Avem și o mini-tipografie pentru realizarea materialelor publicitare. Deci ați cam primit la apucare pe așa cu firmă de publicitate. Dar avem tot și noi de foarte tare. Dar puteți face și pentru alții, presta și pentru alții? Nu, dar o să avem suficient. Păi, conform cererii de finanțare, nu au fost trecute venituri, activități care aduc venituri. Aici ne aflăm în atelierul de desen. Și nu v-am prezentat până acum, că nu am văzut pe lângă mine. Domnișoara se va ocupa de atelier, Alice Bărășanu. Vom face desen, vom face pictură. Aici mai vedeți niște... Vom face și gravură. Avem și dotarea pentru gravură pe hârtie din transpunerea linoleumului. Linoleu special pentru linogravură. Mobilierul pe care îl vedeți a fost executat la comandă, după proiectele noastre. Nu pot decât să vă invit și să invitați. Da. Păi nu, că de luni așteptăm clienți. Vom face anunțurile necesare. Un alt coleg pe care l-am aici este Dănuț Grigoruță. Se ocupă de foto-video, după cum vedeți. Este la S
serviciu? De ce atelierul de pâine? Pentru că asta face și colega de cea chimioară este inginer de linie alimentară specializat în vechime în domeniul pâinii. De ce pâinea? Pentru că pâinea pentru Călăraș a fost întotdeauna blazon. Blazon, exact. Viul a fost pe tema orașului de când a fost recunoscut el ca, ca localitate, ca târg, ca cum s-a numit la un moment dat. Și atunci vom căuta și vom face și cercetare în cartierele orașului și în zonele limitrofe. Vrem să ne întindem în zona, să zicem, metropolitană, chiar dacă n-a fost încă definită încă. Dar ne luăm colegi, 30 de km de jurul prejur, mergem și căutăm rețete de pâine. Pentru că se adresează oamenilor din Călăraș și oamenii nu au aparatură profesională acasă, avem utilaje casnice. Asta este un cuptor obișnuit, bine, electric, dar este obișnuit, nimic altceva. Și pâinea de acolo este făcută aici, la metropolitană. Plita este la felul mai obișnuit, chiuveta, ce să vă zic, ați mai văzut, nu este o realitate. Aveți baterie. Da, nu? Avem și un frigider, avem și... Baterie, nu ajungem la toată lumea. Deci, ca să înțelegeți ce înseamnă diferența între un inginer care se pricepe și cineva care nu se pricepe. Ce vedeți acolo este făcută de colega mea, asta este făcută de mine. E făcută cu drojdie, doamna a făcut cu maia.